Consiliul Local Sighet se va întruni joi, 25 noiembrie, în ședință ordinară. Pe ordinea de zi se regăsesc 14 proiecte de hotărâre, printre care se numără și cel privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Sighet-Marmației pe anul în curs. Primul punct pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local de mâine este cel privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Vasile Ștefanca. Votului aleșilor locali va fi supus și proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții aferente Muzeului Maramureșan din Sighetul Marmației. Un alt punct pe ordinea de zi se referă la aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici și a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție aferente proiectului de investiție, reabilitare, modernizare și dotare secții chirurgicale din incinta Spitalului Municipal Sighetul Marmației. Ședința de Consiliu Local va avea loc în 25 noiembrie, începând cu ora 14, în sala de ședințe a Consiliului Local Sighet.